Salut! E 8 jumate la mine în drumul taberei, sâmbătă seara. Discutăm despre ce vedem și ce ni se întâmplă. Am văzut multă lume deranjată zilele astea. Că de ce, mă rog, chiar isterizată, că de ce, mă rog, primăria, administrația cimitirilor ne-a săpat morminte deja. Iată, se trâmbițează sus și tare că Dodon ne sapă groapa în loc să se ocupe de spitale, ne face, au și numărat ei 1500 de gropi. A fost cineva în vizită la cimitirul Sfântul Lazar de pe strada Doina din Chișinău și au numărat 1500 de gropi. Dar uitați-vă, oameni buni, vreau să vă dezamăgesc. Imaginile astea ale mele sunt din februarie. Deci, nu e o chestie dinainte de... Nu e din timpul stării de urgență, nu e special pentru morții de COVID. Gropile astea erau săpate de când lumea. Și de ce pretindeți că... Uitați-vă de când e. Din 21 februarie e filmat. S-au publicat, chiar a fost filmat mai devreme, se pare. Gropile astea erau săpate de mult timp și toate grămadă, deci nu e neapărat un teren special pentru morții de COVID, pentru că cimitirul acela enorm, ci că cel mai mare cimitir din Europa, dacă am intrat în Uniunea Europeană, altul este unul mai mare, ci că în Ucraina, pe undeva, ocupă 200 de hectare sau 2000 de hectare, nu știu, 2 milioane de metri pătrați, așa citisem undeva. Unde? Pe aici n-am scris, da? Și deci mi se pare, na, nu vreau să apăr guvernarea, dar mi se par nejustificate isteriile astea, că de ce ne sapă groapa. Au săpat ca să nu umble cu tractorul în fiecare zi pe acolo, nu? Și să nu scoată oamenii în fiecare zi la lucru. Problema e că cimitirul ăsta nu se concentrează, nu se adună, ci se extinde și iată, în fiecare an tot se ia câte un teren agricol și se transformă în cimitir. Și asta e o problemă ecologică, pentru că mai puțină verdeață o să avem, pentru că mai puțină producție agricolă și iată se scoate nisipul la suprafață sau ce mai fi lut acolo și se bagă, se înhumează acolo cadavre cu plastic, cu cutiile cele de lemn sau în ce se mai bagă oamenii. Din contra am vrut să zic, mai rău aici în partea cea mai îndepărtată de la intrare, există un cimitir special pentru cei fără nume, fără identitate, care au murit, nu știu, pe stradă, nu li s-au găsit actele și pentru ei tot sunt săpate mormintele, dar nu separat, ci un șanț. Și după cum vedeți, li se pune cruce doar dacă se găsesc după aceea rude cineva și na, țin la tradiție. Altfel, primăria îți pune doar un stâlpișor cu număr de înregistrare și la revedere. Ceea ce mi se pare practic, rațional și după cum vedeți, șanțul e săpat din timp, nu așteaptă să moară, să găsească 13 boschetari morți ca să sape după aceea șanțul. I-a băgat acolo, probabil și fără sicriu sau poate într-o cutie de carton și în felul ăsta arată cea mai îndepărtată parte a acelui cimitir enorm. Deci mă tem că v-ați scandalizat degeaba, cam asta e soarta cadavrelor în Republica Moldova, stat declarat foarte bigot, religios, chiar dacă prin Constituție e un stat laic și separat de biserici. Mă gândesc să vă provoc să vă dați cu părere despre necesitatea unui crematoriu uman, mai ales acum când iată o grămadă de oameni mor sau vor muri de acum încolo, abia 12 decedați oficial avem din cauza COVID-ului, dar se estimează că vor muri foarte mulți. În România avem mai mult de 100 de morți, în Republica Moldova abia 12, ultimii 3 au fost declarați azi. Și oamenii ăștia continuă să prezinte pericol de contaminare, de asta se interzic procesiunile religioase, adunarea de oameni la mormântare.
ți-l dă în sac de plastic, n-ai voie să-l scoți din sac, bagă-l în sicriu, du-l singur o rudă, două, trei la mormânt și gata. În condițiile astea nu e așa că e timpul să ne gândim la un crematoriu și nu e așa că trebuia să se fie investit într-un crematoriu uman de mult. Se pare că cel mai apropiat crematoriu de Chișinău e la Odessa, ceea ce, na, nu e foarte departe, dar e o graniță acolo. Și dacă te duci peste Tighina, Tiraspol, drumul cel mai scurt, s-ar putea să găsești mai multe controle de frontieră, pentru că acolo mai e și un stat autodeclarat. Vorba de Pridnestrovie, Transnistria. Sau dacă vrei să vii încoace spre Europa, tocmai la București avem. Deci dacă publicul care mă privește acum e de dincoace de Prut, să știe că singurul crematoriu din toată România, crematoriu uman, e doar la București. Și ceea ce e puțin pentru populație de 20 de milioane de oameni, e cam puțin. Cred că e timpul să construim mai multe crematorii umane, să fie unul și la Iași, unul și la Cluj, regionale, iar la Chișinău, a doua capitală românească, ca dimensiune, ca număr de populație, acolo neoficial locuiesc vreo 1 milion de oameni, oficial sunt vreo 670.000 de oameni. Pentru oamenii ăștia cred că e musai să construim un crematoriu, măcar pentru ăștia. Uitați-vă câte hectare de pământ s-au luat pentru oamenii fără nume, fără identitate, fără acte. Ei sunt băgați în pământ, corpurile lor se descompun, toate rămășițele astea, în afară de oase, se scurg în apele freatice și după aceea ajung în izvoare sau în bâc, iar din bâc apa se ia și se folosește în raionul Anenii Noi la irigarea de plante. Și deci resturile din acești oameni, din acest enorm cimitir, ajung în fântâni ape izvoare, în bâc, după aceea în legume și fructe și ajung pe masa noastră, ceea ce nu e așa, e cam nesănătos. Dar în loc să construiască un crematoriu, autoritățile noastre se iau după gura bisericii, după capul bisericii și iată construiesc chiar lângă spitale tuturor locașe greu de cult din bani publici sau din donații. Imaginile astea sunt mai vechi, din 2015, după aceea le-a repetat și prin 16. Nu, astăzi din 16, din cu acest din 15. Contul cel afișat, ați văzut, e contul spitalului numărul 2 din Chișinău, din buricul capitalei, cont pe care se adună donații ca să se construiască locaș de cult. Acum am auzit că și Europa se pregătește să dea bani pentru spitalele din, na, din toate țările europene, dar și din statele limitrofe, ca să le ajute să lupte cu COVID. Eu tare mă tem că spitalul ăsta sau spitalul de urgență sau spitalul pentru copii, unde tot sunt locașe de cult, tot vor cere bani și o parte din banii ăștia se vor duce în buzunarele patronilor, a șefilor, a administratorilor, vor fi delapidate în fel și chip. E foarte posibil ca o parte din banii europeni sau de la Enoriaș să ajungă și la aceste locașe de cult, unde ați constatat pe timp de epidemie e chiar periculos de dus, e contraindicat să te duci, pentru că și pupatul mâinii popii, și pupatul de icoane, și pupatul de moaște, dar mai ales împărtășirea cu aceeași linguriță, sunt chestii periculoase. Așa se transmit infecții de orice fel, inclusiv tuberculoză, inclusiv herpes, hepatită, gripă, viroze de tot felul se transmit în felul ăsta. Chiar și la slujbele religioase în spații închise, cu oameni înghesuiți, cu sfârâit de lumânări sau cu fum de... ce arde acolo? Tămâie, cu fum de tămâie
îți pui viața în pericol. Și asta s-a constatat acum pe timp de epidemie. Dacă vrea cineva să intre cu mine în discuție, în polemică, poate să mă sune pe Skype. Iată, e afișat numele meu, curaj.net, pe Skype. Sau pe Viber, e afișat și numărul meu de telefon de 17 ani, pe care îl fac public ori de câte ori am ocazia. Și cu acest număr mă găsiți pe WhatsApp pentru mesaje sau pentru Viber, pe Viber pentru apeluri, chiar și video, pot să vă bag aici în emisiune. De asemenea, puteți și pe Facebook să comunicați cu mine, dar nu mă sunați pe Messenger, doar scrieți-mi un mesaj și vă sun eu înapoi ca să vă auziți, doar nu o să puteți să vă arătați imaginea, nu o să vă pot vedea la față, pentru că camera mea, am o singură cameră, un singur webcam și e folosit de aplicația cu care transmit în direct această discuție, acest dialog, monolog deocamdată. Serghei Țurcan zice, dacă se deschide crematoriu, atunci se termină cu businessul preoților. Valeriu Gușan îndrăznește să mă sune pe Viber, chiar dacă am avut... pe Viber. Chiar dacă am avut niște polemici cu el recent. Valeriu, te auzi deja, așa că îndrăznește și vorbește. Eu între timp încerc să te bag în emisiune și cu imaginea. Ok, încet aud, nu știu. Mă aud bine, da? Da. Ok. Am scris și descrierea distribuită live-ul tău. Sunt printre, spunem așa, multele coincidențe de păreri care le aveam în comun amândoi, dar eu la fel consider că e timpul să construim un crematoriu, mai ales asta a fost evident după ce a murit asistenta cea medicală de 79 de ani și mulți oameni vreau să o îngroape cu onoruri de stat, auzăm și așa idei. Auzăm idei chiar să o dezgroape și să o mai îngroape odată cu onoruri de stat. Da, pare mi se că chirtoacă cu idei de astea fantastice vine. Deci asta e periculos, chiar și orice altă boală. Oamenii, în majoritatea cauzurilor, mor de oarecare boli. Și asta se poate răspândi pe urmă, da? De atât se recomandă, mai ales boli foarte periculoase, infecțioase, să ardă trupurile. Plus la asta e că eu anunț și am rudele care ia să vadă sau n-a să vadă. Dacă decedezi înaintea lor, și ars și de dorit cenușa mea și b-a aruncat undeva pe mare sau pe munte. În orice caz nu pe Moldova, nici cenușa să nu șibă acolo. Iată un exemplu recent, celebru, membru onorific Hyde Park, scriitorul, disidentul Paul Goma, a murit pe 25 martie la Paris. Corpul lui Cica a fost incinerat pe 1 aprilie și depozitat într-un columbariu, se numește, un fel de celule mici pe lângă cimitire, sunt celule speciale pentru cenușă. Am văzut și în cimitire pe unde am mai fost, în Franța, în Italia, în Portugalia, și în cimitire de pe în state sunt niște celule mici ca niște cuște, așa, pui numele omului și bagi acolo cenușa. Sau poți să o arunci, na, că totul e din natură, ce a rămas deja sunt minerale. Eu cărbune. Nu vreau nici cenușa să nu se păstreze, și va aruncat undeva pe mare sau pe munte, să ducă vântul să nu rămâie nimic din urma mea. Și dorit numai în Moldova, unde vor, să treacă hotarul cu Moldova și să o arunci unde vor. Sau iată un exemplu mai aproape de noi, poate îl știi pe doctorul în științe, deținut, condamnat, cum îl chema, Valentin Rimski. A fost condamnat în 2009, a stat vreo 8 ani la închisoare, după aceea a ieșit pentru că era foarte bolnav, vinea și în parc la microfonul liber și a murit recent astă vară, a lăsat vorbă să fie ars, incinerat și cenușa lui împrăștiată și a vrut să fie dus, o parte din cenușă au dus-o la el în sat, nu știu unde, în Ucraina, o altă parte în satul de aici, din Moldova, unde s-a manifestat și o parte o presărat-o la tulpina copacilor din Dendrariu. Deci fiecare cu moftul lui, dar e posibil chiar și din Chișinău, dacă mori, te duc, ți-am zis, la Odessa sau la București. Au, servicii funerare sunt care
Asigură Da, dar și costă incinerare. scump, pare mi se dacă eu nu greșesc. Costă mai scump decât să te îngroape simplu într-un sat, de exemplu, dacă te-ai murit, nu Nu, știu, n-aș într-un zice, sat pe nu. La raion, cât când costă ești, e mult. serviciile preoțești, tot acolo ieși. Nu știu, nu m-am interesat care sunt costurile la chestiile astea. Nici, știu, se mormântau oamenii, bunicii mei, au murit, practic, toți eu am îngropat, am fost la morminților, dar nu m-am interesat cam cât costă chestiile astea, că nu eu m-am ocupat de organizarea lor. Dar chiar și în sate, foarte multe cimitire se află pe deal, deasupra satului, și toate fântânele din sat sunt contaminate de cadavrele din cimitire. Satul meu a înconjurat cimitirul. Cimitirul e în mijlocul satului, ceea ce e foarte periculos. Unele sate și-au scos cimitirile în margine, dar foarte puține. Trăim în epocă încă medievală, dar timpurile să ne pui și a să construim. Drept că nu înțeleg și în timpurile astea, așa zis, sau opoziții, parcă progresistă sau cam pretind a fi solidari, progresiști, dar nu cer lucrul ăsta, incinerarea, de exemplu, da? Sau construi sau alocarea din buget a unui, nu, mai ales în timp de pandemie, asta se poate fără votul Parlamentului, fără nimic, pur și simplu ai luat niște bani și construit un crematoriu. Repede, Și dar nici nu se n-ar dura face. mult. Cred că ar fi o investiție de 1 milion, 2, 3. Văd că 4 milioane sunt gata să dea pe un havuz acolo în parcul la izvor. Și au făcut chiar licitații pe timp de pandemie, niște smintiți de la primărie. Sau alții de la nu știu ce instituții de stat cumpără covoare acum, cu grosime de puful de 9 mm. Absolut idioți. Dacă suntem așa, nu știu, nu cred că ăștia ar să facă ceva, doar de. Dar cel puțin poate să fie și are, ăștia de la PAS ar putea și ieri, dar ei nu și ieri nici asta, măcar să iasă cu o declarație, să ceară în public, de la guvern, că uite așa, așa, dorim să construim un crematoriu sau ceva de genul ăsta, dar nu, Îs tată, să populiști și chitic, ei, vrei să le sară biserica în cap? Cine vrea să certe acum cu biserica în ajun de alegeri? biserica oricum dăm deja pierde din teritoriu, cred că Oricât ar pierde, dumneavoastră. tot rămâne cea mai populară. Iași armata, nu știu de ce. Absolut Nu. inexplicabil. Nu cred că deja sunt mai și așa de popular. Nu cred. Deja chiar nu cred. Nu crezi că ești ateu, dar oamenii credincioși în disperare își fac cruce și abia așteaptă să vină Paștele, își duc la noaptea de înviere. Ei nu-și dau seama că anul ăsta Paște nu o să fie și foc haric nema, pentru că e încuiet mormântul și ăla de la Ierusalim. Dar ți închipui să fie adevărat și acolo cu mormântul și ăla încuiet și acolo să se aprindă pur și simplu. Să aprindă Focul. flacăra și ești n-are cine să o iei. Abidnă, da? Bine, și ce facem noi atunci? Da. Ne dăm de râs. Da, și nici avioane nu zboară să te duci după focul hare. Cu foc deschis, băi, în avion. E ca unde s-o mai permis așa ceva? La noi. Ca pe timpul lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare tot suie în avion și după focul hare la Ierusalim. Da, exact. Ok, bine, o zi Bun, bună. Valeriu, sper că ți-ai revizuit atitudinea și nu mai îndemni oamenii să iasă în stradă, pentru că deocamdată nu s-au inventat nici leac, Nu, nici tipa vaccin. discuții de azi. Aș Și vorbi pe tema asta, dar. izolarea e singura metodă de a opri răspândirea, așa că sper că stai în casă și nu înveți pe alții să iasă. Nu, eu ies afară, dar nu tema discuții de azi, așa că să discutăm pe tema asta, cred că altă zi. Azi lăsăm tema numai cu incinerarea. Și al puțin Bun, sper aici că măcar m-am. te speli pe mâini dacă ieși afară, că și eu ies uneori și-mi iau de mâncare. Nu numai cu săpun, dar și cu spirit, și așa că stai A, fără bun, grijă. bun, bun. Pa! Bravo. Cât Pe tare seară! n-aș vrea să te pierdem până în vară, cum am pronosticat eu că o să te Nu, răzgândești, o să-ți schimbi atitudinea până în spera, nu vară. spera! Bun. O zi bună! Hai, noroc. A fost Valeriu Gușan pe Viber. Cine mai vrea tot ca Valeriu poate intra. Să fac acum schimbare și să intru din nou pe așa. Și să mai fac rulaj de imagini. Nu știu de ce îmi recomandă de fiecare dată șobolanul acela, dar am un canal pe care îl urmăresc din Rusia, Svobodu Politza Klichenom sau Deșite Rovna, și ei transmit deseori
discuții despre tot ce se întâmplă în lume, și în seara asta văd că discută despre ziua șobolanului, ei așa îl numesc pe Putin, și văd că 186 de oameni îi privesc. Îmi place mai ales pentru că e moderat de o femeie și eu știți că sunt feminist și tare aș vrea să se implice și la noi femeile, dar nu prea le găsesc. Mi-aș dori în seara asta să văd comentarii, intervenții de la femei. Hai, îndrăzniți! Să vedem acum dacă femei poate îmi scriu pe chat comentarii. Deci Serghei Țurcan zicea că dacă se deschide crematoriu, se termină business-ul preoților. Anul ăsta Iisus are liber, o să facă economie de chibrite. Da, dar nu cu chibrite se aprindea acolo focul cel la harică. Am înțeles că se aprindea așa de la Duhul Sfânt, la fel cum au rămas gravide, am vrut zic, Maica Domnului. Femeie ce? Fecioara Marie. Azi am privit un documentar și am aflat că și Veronica Miclis s-a măritat la 14 ani, dar bine, i-au născut pe la 16, pe când Fecioara Maria săraca pe la 13 l-a născut pe Iisus Hristos. Vai de capul ei! Ce vremuri mai era și atunci, în antichitate. Nu vă mai spun că și acum, în lumea arabă, pe unde s-a întâmplat povestea asta, și acum mulți copii, multe fetițe căsătorite cu forța, tot așa, eventual, cu bărbați cum era Iosif, cu 30 de ani mai mari ca ele. Și săracele suferă că nu se pot împotrivi, nu pot merge la școală. Iată, dacă e țara musulmană, nu le dă voie nici să arate fața. Și uite așa. Pe pagina mea, Obrega Curaj, Forța. văd că sunt mai multe comentarii decât pe inamicul public. Să vedem. Am un soft aici care îmi permite să transmit pe două, trei pagini odată. Lumea mai face la un moment oarecare din țânțar harmăsar, zice Ion Avram și se referă probabil la imaginile astea prin care lumea era scandalizată că de ce s-a săpat 1500 de morminte, dar uitați-vă și în februarie erau săpate, pentru că așa e un teren viran acolo, un câmp agricol care a fost transmis pentru cimitir. Și a intrat odată tractorul, a săpat cât a putut și după aceea nu a se bagă oameni, s-a stupă și se face mormințel frumușal. Deci asta nu e din timpul COVID-19. Nu o să mai ajungă nimic de câte ori Europa ne-a ajutat, tot nu e nimic. Virginia ne zice și se referă, nu știu, la gluma mea că Europa vrea să ne dea bani să combatem COVID și mă tem că directorii de spitale, politicienii, populiști și preoții vor băga acei bani în biserici. De altfel am văzut-o pe o deputată din opoziție care a făcut un live de la nu știu ce spital de boli infecțioase de la Bălți și zicea că nu e adevărat, că nu suntem pregătiți. Și din opoziție, femeie, de la platforma, da. Și de ce credeți că a sărit ea să apere spitalul celălalt despre care un angajat, un infirmier zicea că nu au deloc dotări? Pentru că bărbatul lucrează popă la biserica din curtea spitalului. Deci câștigă și el din... Da? Ce nu repară medicii, bagă la buzunar preotul. Se împarte cumva la buzunare. Bună seara, mă salută Marcela. Mă bucur că iată cel puțin două femei la rând. Măcar mă salută, sper să aud și opinii de la ele. Măi, o lecție, s-o spălat mințile României. Tu n-ai încredere în Dumnezeu. Tu te-ai dat în satana, Vasile Aramă. În satana credeți voi, cei care credeți în Bojica. Dar eu, ateu fiind, nu cred în povești cu zmei, nici în draci nu cred, da? Eu cred în știință, eu cred în medici, da? Eu cred în cercetare, eu pun la îndoială, eu cred în legi, în drepturile omului. Voi credeți în satana, în Bojica, asta e voia Domnului, gata, da? Credeți în apă miraculoasă, în, cum se cheamă, aghiazmă, în pupat de moaște, dar eu cred că voi acolo și luați și dați mai departe infecții de tot felul, nu numai COVID. Și iată, acum v-au demonstrat statul, când au văzut că e bâja de tăt, v-au obligat să nu vă duceți la biserică și nici de Paști nu o să vă duceți, pentru că e periculos. Și trebuia să știți asta de mult. La școală trebuia să vă spună dacă nu v-au spus părinții acasă.
Și România nu mi-a spălat creierii, că taman în România sunt mai habotnici ca acolo în Republica Moldova, crede-mă. Aici sunt mai bisericoși oamenii, aici statul plătește salarii preoților, aici politicienii tot se temă să zic ceva de biserică, de rău, chiar dacă aici sunt mai puține biserici, dar sunt mai influente decât acele din Moldova. Măcar acolo în Moldova puteți să ziceți, a, biserica pravoslavnică, rusă, biserica lui Vladimir e subordonată patriarhului, cum îl cheamă, Kiril sau cum îl cheamă pe cealaltă de la Moscova. Deci e biserică străină, cum ar veni. Dar aici e biserica lor, bor, are patriarhie ei și ăștia cred că Doamne ferește biserica. Ca și în Republica Moldova și aici biserica și armata sunt cele mai populare în rândul populației. Deci n-am învățat mare lucru aici. Dar e adevărat, în timpul studenției am făcut un film despre un preot, întâi în anul 2, despre un preot care făcuse filozofie și teologie în perioada interbelică și care era paroh în centrul Bucureștilor și care și-a pictat în chip de sfinț a mutra lui în tinerețe, Sfântul Ioil, și acum țin minte. Și acum biserica este. Popa a murit de mult, dar chipul lui de Sfânt Ioil este sus în afară. Și alături este Eminescu, Alexandrin, chipuri de sfinț. Și el avea o explicație, că pictorul de icoane nu știa doar cum arătau sfinții, pentru că ei au fost în antichitate sau în perioada medievală și atunci i-au dat niște portrete și lasă să deseneze chipuri de sfinți. Și de atâta pe biserica ce vedem acum, pe Alexandrie, pe Eminescu, pe Rousseau și pe popa Vasile Daia în chipul Sfântului Ioel. Nu știu de ce l-a ales taman pe Ioel acela, dar așa s-a întâmplat. Și asta țin minte pentru că am făcut film în 96 la facultate. Și în 97 am făcut film la mănăstirea Cernica, unde călugării erau cam certați cu proprietarul iazului din jurul mănăstirii, pentru că se duceau și pescuiau acolo ilegal, fără autorizație. Și era mare scandal. Despre asta au fost. Și ca să mă documentez, m-am dus la biserică și chiar am pupat moaștele Sfântului Calinic. Vai de capul meu, ce comod am fost. Dar nu m-au spălat pe creier, atunci mi-am dat seama cât e de găunoasă treaba asta și m-am lăsat. Nici până atunci n-am fost foarte credincios, dar după ce am făcut astea două documentare, mi-au trecut de tot. Și asta mi s-a întâmplat aici, în România, după cum vedeți. Dar după aceea m-am întors la Chișinău și acolo am văzut multă ipocrizie la politicieni și la preoți. Și într-o zi m-a răzbit și m-am făcut ateu cu acte în regulă. M-am dezbotezat fix pe 1 martie 2013, am și certificat și martori, i-am ajutat și pe alții să se dezboteze și deci nu m-am învățat nimic de rău România, eram chiar la Chișinău de vreo 13 ani când am făcut chestia asta. Moldova e într-un sac bătut în toate călțile. Ion Bârcă zice, Moldova e într-un sac bătută din toate colțurile? N-am înțeles gluma, dar uitați-vă, chiar azi mi-a scris unul pe WhatsApp. Dar nu se vede aici, trebuie să deschid dincolo. Mi-a scris unul pe WhatsApp și îmi spune, am lucrat nu știu la care restaurant, la Ciocana, nu ne-au plătit și ce să facem, ajută-ne. Dar mi-a scris cu litere chirilice. Și eu îi zic, ciuvac, scrii un text de publicat sau vorbește la cameră. Și el zice, păi da, am scris ce ne doare, că nu ne dau zarplata. E clar cu tine, nu faci nimic. Și am zis că eu pot să te ajut cu mediatizare, să afle lumea despre durerea ta. Dacă vrei un făt frumos care să rezolvi problema cu buzduganul, ai greșit adresa. Și el abijenă îi zice, m-am adresat omenește, dar văd că nu se primește. Nu v-am scris situația așa cum este. Și am zis că înseamnă că sau nu înțelegi ce scriu eu, pentru că el scrie cu chirilică și eu scriu cu română, cu grafie latină. Sau nu știi ce e cu viața ta. Și mă tem cam asta e situația cu cetățenii, nu numai guvernanții sunt de vină, dar e și vina noastră
a cetățenilor că nu prea știm pe ce lume trăim, nu prea știm să ne exprimăm. Am văzut cum ezită, că m-au băgat într-un grup al moldovenilor din Spania care vor acasă și am văzut cum se exprimă și aproximează și ei drepturile lor. Nu știu limba spaniolă, nu știu legi, încearcă să evite condițiile impuse de carantină, încearcă să evite obligația asta de a plăti polița de asigurare medicală. Și deci oamenii ăștia nu se vor schimba de grabă și nu vor fi conduși altfel pentru că politicienii de la guvernare îi reprezintă. Și acești oameni vor continua să creadă în efectele miraculoase ale vizitei la biserică, în efectele miraculoase ale apei sfințite, în care la Trușeni, v-am arătat, s-a scăldat preotul și cu toți mujeșii satului. Sau vor crede în moaște, că ia, că dacă nu a făcut efect apa sfințită, trebuie să ne ducem să pupăm moaștele cu tare și cu tare. Și se duc și stau la coadă kilometrică să pupe moaștele sau o icoană sfințită. Și ați văzut că niște preoți speculează ignoranța asta voastră și mai ieri au dat din banii voștri, din donațiile voastre de la biserică, au dat câteva zeci de mii de lei ca să plimbe o icoană cu avionul deasupra Moldovei. Și azi avem 200 de îmbolnăviri mai mult și cu 3 morți mai mult. Fix efectul icoanei. Pe loc, imediat, o luat ca cu mâna. Dacă vrea cineva să participe cu mine în polemică sau în dialog, îndrăzniți. Intrați, comentați. Se pare că transmit live și pe Curaj.net. Deci pe 3 pagini dintr-o dată. Văd că mai e și o colegă de-a noastră live tot pe Curaj.net. Prima dată văd pe pagina asta două live-uri dintr-o dată. Dacă nu o să vreți să vorbim, cred că acum și o să opresc și o să mă duc dincolo în celălalt live ca să aud ce discută Larisa Popovici cu Mihai Goian. Între timp să văd comentariile de aici, din transmisiunea mea live. Nu e decât un comentariu de salut de la Radu Raicu și îi mulțumesc, dar mă așteptam la mai mult. Nu e nimic rău în asta, e important că ești bine, zice Dima. Probabil e cel care mi-a reproșat că m-a stricat România sau nu știu ce are în vedere. Fedora Mitrofan zice: românii sunt mai dezvoltați în toate, ei știu să-și apere drepturile, în schimb moldoveanul nu e informat și de asta ne socot de proști toți. Toți moldovenii sunt români, nu toți românii sunt moldoveni. Deci moldoveanul nu e foarte deosebit de restul românilor, poate doar că e un pic mai îngânfat pentru că el știe rusește și pentru că a învățat de la ruși, iar rușii se comportă de parcă ar fi ei buricul pământului. Și moldovenii au un fel de complex de ăsta, de superioritate, de buriciție. Dar altfel nu e mare diferență între moldoveni și ceilalți români, credeți-mă. O grămadă de români sunt neinformați, nu știu pe ce lume trăiesc, ce drepturi au, cum să și le apere. De ce nu arată asta în emisie? Ba da, n-am fost atent. Aici întârzi înseamnă că bun. Deci, Fiodora Mitrofan, nu sunt de acord cu românii că sunt mai dezvoltați. Poate că vorbesc românește mai corect, mare parte dintre români, pentru că e limba lor maternă, iar noi am fost rusificați. Dar credeți-mă, și o grămadă de abasarbeni vorbesc foarte bine românește, chiar aici în mass media știu reporteri, prezentatori moldoveni, uitați-vă la TVR2, Stella Popa, basarabeancă, prezintă știrile la fiecare, în fiecare zi la ora 7, sau Vitalie Cojocaru, reporter ProTV. Sau mai avem o fată, lucrează la Mediafax, mai știu altă fată la Digi24, mai știu un băiat
la, acum ești prezentator, era doar reporter la B1 TV. Deci vedeți că și la limbă suntem la fel de buni ca românii. Iar eu, uitați-vă, prezint în fiecare seară la Partidul Verde un proiect medie se numește Verde în față. În fiecare seară găsiți și pe paginile mele de Facebook și pe canalul meu de YouTube. În loc să găsească paturi, măști, medicamente pentru tot ce se întâmplă, el, Dodon, sapă gropi pentru a îngropa lumea și o bagă în panică. Andrei Cocieru, tocmai am demonstrat că nu Dodon se ocupă de asta și nu de acum se sapă gropi. Gropi se sapă pentru că e marginea cimitirului și pentru că trebuie să fie pregătiți de cât mai mulți morți ca să nu umble cu tractorul în fiecare zi în marginea cimitirului să sape gropi. Gropile erau săpate, v-am arătat, încă din februarie. Sute de gropi. Poate acum au săpat mai multe pentru că sunt mai liberi groparii. Sau poate că chiar se pregătesc, o să moară mulți oameni. Și care-i problema? Vreți să-i țină mai bine în morgă, să-i țină grămadă pe holurile spitalului sau să-i scoată afară pe timp de căldură? Care-i visul vostru? Ce ați vrea? Să nu se sape gropi dacă se preconizează să fie mulți morți? Chiar nu vă înțeleg. Deci isteria asta e nejustificată. Alina Cojocari ne salută din Italia. Lume, credință în Dumnezeu trebuie să o aveți în suflet. Alina Cojocari, am așteptat sfaturi, intervenții de la femei, dar nu din astea. Te rog, nu. E ciudat că femeile, fiind cele mai marginalizate ființe în biserică, sunt totuși printre cele mai frecvente vizitatoare de biserică și cele mai hotărâte, convinse, enoriașe. Îmi pare rău pentru voi. Andrei Cocieri, e un dezastru în țară din toate punctele de vedere. V-am arătat că și din punctul de vedere al cetățenilor care ar putea să știe mai multe despre drepturile lor, despre legi și să ceară respectarea lor, dar iată că cetățenilor nu prea le pasă și cumva ei își merită soarta, își merită clasa politică pe care o susțin. Conștient. Serghei Țurcanu insistă să comenteze pe pagina mea Inamicul Public. Știu că nu cu chibrite se aprinde focul haric. Era o glumă referitor la minunea cu aprinsul și mă mir că mai sunt oameni care încă cred că se aprinde singură flacăra. Au demonstrat oamenii de știință de atâtea ori cum poate să aprindă un foc din nimic, cum poate flacăra să nu îți ardă palmele, dar dacă oamenii cred mai degrabă în ce li se spune de la biserică, cred în minuni, e problema lor și nu avem ce să le facem. Pe asta și se bazează business-ul bisericesc, pentru că în lumea civilizată, unde oamenii sunt sceptici, unde au învățat la școală și fizică, și chimie, și matematică, și drepturi, bisericile se reprofilează, bisericile se transformă în spitale, discoteci, muzee, săli de expoziții, pentru că oamenii nu mai sponsorizează. Pe când la noi, uitați-vă, și la spital e afișat că se construiește biserică, Spitalul 2 din Chișinău, și acolo contul afișat e contul oficial al spitalului. Mai faceți donații spitalelor, mai aveți grijă de medicină, iar medicina își încalcă jurământul lui Hipocrat, încalcă normele de igienă și preoții și medicii sunt primii care se înghesuie la biserică să pupe mâna popii. În felul ăsta trădează și contribuabilii și pacienții și știința. Și ce mai trădează? Caracterul laic al statului, iar instituția asta medicală e de stat. Nu știu de ce, cine a permis, cui a dat prin cap să numească toate spitalele din Chișinău cu nume religioase, bisericești. Și ăsta, Spitalul 2, se numește Arhanghelul Mihail și Gavril. Nu e așa, pentru că e doi. Și erau doi băieței. Trebuie să căutăm poze faine cu Arhanghelul Mihail și Gavril. Dacă vrea cineva să participe cu mine în discuție,
Găsiți-mă pe Skype, mă puteți suna imediat, sau pe Viber, ați văzut că a reușit Valeriu Gușan să intre. Văzusem eu o poză tare faină cu arhanghelii ăștia, Mihail și Gavril, cum erau tare apropiați, dar nu o găsesc acum, probabil n-au înțeles ei intenția mea și ironia căutării și mi-au dat chiar pe ei. Probabil dacă aș scrie dintr-o dată ce vreau. Mi-ar arăta mai hotărât. Deci de asta spitalul 2 din Chișinău se numește Arhanghelul Mihail și Gavril sau spitalul 3 se numește Sfânta Treime. Pentru că acolo la intrare în hol se facă paraclis și când intri îți dai direct cu capul într-o icoană. Iată mi-l arată și pe Corneliu Zelea Codreanu pentru că legiunea întemeiată de el se numea anume Legiunea Arhanghelului Mihail și Gavril. Iar arhanghelii sunt niște îngeri care constituiau oastea, sau mai constituie oastea Domnului. Deci, după cum vedeți, iubire, credință, dragoste, dar e vorba de fapt despre război, despre bătăi, despre lupte. Cine are mai mulți enoriași, cine iubește mai tare și tot așa. Dar cine are ochi să vadă problema asta? Nu găsesc eu icoana aceea, dar bun, o găsesc eu vreodată și o să vă arăt cu cei doi arhangheli simpatici. Sau poate Petru și Pavel nu era. Poate am încurcat eu. A, da. Băi, cum am putut eu să încurc? Era vorba despre Petru și Pavel, nu de arhanghelii Mihail și Gavril. Dar aici nu știu povestea. Dacă despre arhanghel știam, despre ăștia doi nu știu. Erau apostolii lui Isus. Cine au fost Petru și Pavel? Personaje. Cred că erau doi pescari, că acela numai pescari și agricultori au găsit Iisus Hristos și i-au luat în urma lui. Și lucrau împreună ca să ajute, nu pentru asta oamenii. Da, uite, spune că sunt Sfinții Apostoli. Cam tare să apropie ei, nu? Sau îmi pare mie. Dar dacă așa e cu dragoste, n-ai, nu te pui. Așa e cu dragostea. Bun, m-am lămurit. Asta era cu cimitirul. Îl mai pun în buclă. Și mai caut comentarii. Fără comentarii, nu am ce să vă mai spun. Eu sunt adeptul crematorilor, când aveam bani chiar eram gata să investesc într-un crematoriu în preajma Chișinăului pe undeva, dar acum n-am bani și mă rog de guvernanți, cei care au acces la banii publici sau de oameni de afaceri ca să vrea să investească într-un crematoriu, pentru că e o afacere de viitor. Bravo, biserica este un business 100%, zise Vasea Ciocan. Oleg, zice Elena Cojocaru, eu mesajul care l-am scris nu l-am dus până la capăt. Ceea ce am vrut să zic, am avut în vedere că credința poți să o ai în suflet, nu numai decât să te duci la biserică. Bine, Elena Cojocaru, așa accept, de acord. Mai ales acum când e carantină, stați acasă. Și nu vă duceți la biserică nici de înviere. Petru Ciobanu întreabă care deputată are soț preot. Alina Spătaru, parcă o cheamă. Unde să-i scriu omul cu dispărut video? Apă, ceea ce am vrut să zic, am avut în Ups. vedere că credința fără. Cred că Alina Spătaru o cheamă sau ceva de felul ăsta, una de la Bălți.
O să găsiți că nu prea mulți deputați are partidul PAS și deci o să o identificați, care transmisiuni live de săptămâna asta o grămadă. Inclusiv un live cu bărbatul din curtea spitalului și din curtea bisericii. Taman trebuia să fie amândoi acolo. Când e izolare, obligare, stai acasă, ei s-au dus să-l intervieveze pe bărbatul în curtea bisericii. Doi politicieni, doi cetățeni irresponsabili. Feodora Mitrofan revine. Banii ce se bagă în lucrarea memorialului, chiar în momentul ăsta de pandemie, e mai mare nevoie decât a salva viețile oamenilor. Își bat joc de noi. De acord, și acolo se bagă câteva milioane în repararea unui memorial care a fost reparat pe timpul lui Voronin. În 2006. Deci cât? De ce au băgat atâția bani atunci dacă n-a fost suficientă reparația asta? Sunt unele spitale care n-au fost reparate din timpul războiului. Sau din timp sovietic, de 30, de 50 de ani. Spitalul 4, de exemplu, din centru, se demolează, se prăbușește. Am fost la morg acolo și am crezut că cade peste noi tavanul așa de avariat arată. Și ei bagă bani într-o reparație după 14 ani, cam obraznic, cam mult. Nu vă mai spun că au băgat și 200.000 de lei, 170.000 de lei în medalii, în ordine. Cu ocazia, cât? Aniversarea 75 de ani de la victorie. Ei consideră că a fost victorie atunci, faptul că bolșevicii au învins pe fasciști. Cam astea sunt comentariile. Dacă nu mai aveți alte comentarii, pot să vă fac doar o plimbare pe Curaj TV, să vă mai arăt ce am publicat zilele astea. O analiză foarte faină, nu doar a pandemiei din 1918 cu ceea ce se numea gripă spaniolă, dar omul ne informează că nu era chiar din Spania gripa aceea, ci doar în Spania, pentru că era un fel de libertate. Țara era neutră, doar în Spania presa a vorbit despre acea gripă, dar ea se pare că a apărusă prin Statele Unite, undeva de pe la găini, de pe undeva s-a tras. Când felul ăsta se transmite un virus din ăsta, mutează și el foarte bine explică, dacă aveți răbdare, vreo 40 de minute să priviți chestia asta, o să vă informați. În loc să, adică dacă n-aveți timp să citiți o carte pe care el se bazează, pentru că el a preluat informația asta dintr-o carte, Cătălin Moise. Are influență, nu influența. Așa se numește în engleză virusul de gripă, influența. Dacă n-aveți răbdare să citiți cartea asta și el spune că e scris într-un stil tare pompieristic și nasol, dar e bazată doar pe date științifice, atunci merită să priviți acest video de aproape 40 de minute. Extraordinar, nu doar despre pandemie din 18, ci și despre fapte de până la atunci, despre cum s-a dezvoltat știința infecționistă, epidemiologică și despre ce s-a întâmplat după aceea. Deci merită privit chestia asta și mă bucur că am găsit-o și am pus-o pe Curaj TV. Pe canalul meu de YouTube mi-a semnalat cineva acest canal care are o duzină de mii de abonați până acum și care face o treabă foarte bună. Are personajul care creează canalul, are doi copii și pe care îi pune la treabă și împreună creează un canal de informare despre și pentru copii. Ceea ce mi se pare minunat, am pus două clipuri de ale lor, cum copiii fac mâncare de post. Mie îmi place pentru că eu, vegan fiind al patrulea an, țin post tot timpul și deci mâncarea de post e de mare preț, mi se pare corectă și faină și sănătoasă. Și iată un clip de explicare ce înseamnă COVID, cum trebuie să ne păzim de el. Colegii mei din Hyde Park, Francesc Bot din Spania, de la Madrid, și Hari Geană din Cioranii Ploieștilor sau județul Prahova au discutat despre COVID și ei.
N-am citit ce a făcut Valentin Borodachi, mă enervează că nu pune niciodată descriere, pune doar titlu, dar omul nu prea stăpânește gramatica și de aceea se ferește să să scrie prea mult pentru că se teme că va scrie greșit. În schimb, Valeriu Pașa scrie și vorbește foarte bine, e o mare plăcere să citesc comentariile lui, analizele lui, foarte documentate și foarte curajoase. Văd că a îndrăznit să intre și în live direct, i-am copiat cu brăznicie clipul și l-am pus pe canalul nostru de YouTube, pentru că el a apărut pe live doar pe Facebook. Sper că nu se supără și iată, promovăm munca lui și a ONG-ului Watchdog din care face parte sau pe care îl conduce, muncă prin care explică moldovenilor de peste hotare din diaspora cum pot să se repatrieze dacă neapărat trebuie și au nevoie să ajungă acasă. Dar dacă sunt niște moldoveni șmecheri care doar vor să ajungă de Paști acasă, omul, pe bună dreptate și eu, vă sfătuim, stați acolo unde sunteți, pentru că acolo mai degrabă o să se termine pandemia coronavirusul ăsta, decât în Moldova, unde vedeți, abia acum explodează chestia și încă vreo lună, două, o să fie bâja. Valentin mai are imagini cu polițiști, probabil a luat de pe site-ul MAI. Un cetățean pe Facebook s-a exprimat modest, dar critic la adresa guvernării și atunci eu am îndrăznit de asemenea să-i pescuiesc opinia de 2 minute. El era la volan, camionagiu probabil, omul distribuie mâncare, eu știu, produse alimentare sau timir ce altă marfă și a avut o adresare critică la adresa guvernării. Eu am copiat-o pe canalul nostru de YouTube și am publicat-o și pe blog. Din coace am depistat un flash mob al unui internaut tot pe Facebook, Alexandru Melnic, care flash mob a fost urmat de mai multă lume și tot au cerut demisia lui Igor Dodon și a guvernului Chicu. Tamara Rotaru, tot colega mea din Hyde Park, ex-profesoară, acum pensionară, se plânge că are pensia foarte mică. Ea mai are și niște indemnizații ca ales local, dar cred că nu foarte mulți bani primește un consilier local, mai ales dacă e independent și nu are nicio funcție. Și femeia se adresează lui Igor Dodon după ce a avut mare succes săptămâna trecută, sau nu, tot săptămâna asta, iată, a intrat în top, e prima, cu o adresare către Galina Dodon. Am constatat în timpul interviului cu ea că și mama și soția lui Igor Dodon se numesc Galina. Deci femeia a revenit văzând că e popular ce a spus ea și poate pentru că a și îndurerat-o indexarea pensiei care s-a făcut în aprilie de râsul curcelor și a crescut foarte, foarte puțin. Tot membru onorific Hyde Park a împlinit, nu știu când, recent 80 de ani de la naștere și un fost coleg al meu de la Jurnal TV văd că a filmat un eveniment festiv la Uniunea Scriitorilor. Sunt convins că a fost până la carantină, pentru că acum în carantină n-ar fi fost normal să se adune oamenii. Și mi-a plăcut și farsa lui Valentin Borodachi, pe asta sigur am privit-o. Nu doar pentru că mă pomenește pe mine, dar și pentru că a fost inspirată gluma cu care a încercat și a păcălit multă lume, dar n-a reușit să o păcălească pe colega noastră, tot din Hyde Park, Viorica Tătaru, care lucrează și la Ziarul de Gardă și la TV8. Și iată un interviu realizat recent cu doi dintre moldovenii din Spania care au rămas în condiții diferite pe peninsula Iberică, vor acasă și nu știu cum să ajungă. Oamenii s-au exprimat critic. Bărbatul ăsta, Igor, a criticat românii la care a fost angajat și care l-au dat afară și din la gazdă și de la serviciu. Iar femeia din contra a mulțumit românilor pentru că o româncă o găzduiește. Ea e acum cu copila bolnavă, s-a dus la investigații medicale, a rămas acolo și taman o româncă a găzduit-o. Deci iată, un românofob și o românofilă au vorbit în același interviu. Și alte imagini care se pare că s-au întâmplat mai de mult, dar pe 28 martie, după decesul lui Paul Goma, Valeriu Clapcu le-a montat, inclusiv cu niște autointerviuri de ale lui Paul Goma, le-a montat și le-a publicat pe canalul lui de YouTube. M-am bucurat să-l descoper.
și să-l public. Și cam așa. Toate chestiile astea le găsiți pe pagina noastră, blogul nostru de pe internet, la adresa curaj.md sau curaj.tv sau curaj.net. Andrei Cocieri ne informează pe 11 aprilie avem meeting. Ce va fi și cu bala și cu meeting-ul? Andrei Cocieri, Uzbagoizia. Chiar azi a fost poliția la poarta lui Vasile Sinigur și l-a anunțat că e citat pentru că are dosar penal. Iar Vasile Sinigur a demonstrat că e cam dus cu pluta și iresponsabil și a zis că el nu recunoaște așa stat, că el nu recunoaște așa poliție și că nu se duce nicăieri. Dar protest nu o să fie. Este stare de urgență, toată lumea trebuie să stea în casă, pe 11 aprilie nu va fi niciun protest. Vasile Sinigur, dacă nu va fi luat în cătușe, atunci va fi luat în cămașă de forță până pe 11 aprilie și deci stați pe 11 aprilie în casă. Așteptați să treacă stare de urgență și atunci faceți-vă važnici, supărați pe Dodon, dar nu acum când e carantină. O să facă Moldova față pandemiei? Întreabă sau afirmă Dani Fani. Și eu nu cred că e fane. Eu nu cred că e tare distractivă gluma asta. Eu mă tem că Moldova va face față pandemiei cu foarte mulți morți, cum a prevestit și premierul Chicu. A zis că dacă sunteți irresponsabili, vom muri mulți. Și foarte mulți vor muri sau își vor distruge plămânii. Nu văd doritori de a intra cu mine în discuție, nici pe Skype, nici pe Viber, nici pe Facebook. De aceea, probabil o să închid, mai ales că am deja acuși un ceas de când vorbesc și cred că e suficient. Dacă vreți, pot să vă pun să ascultați niște discuții din grup cel al moldovenilor disperați din Spania. Avioane spus că Madrid a și blata 10 de la și oară încă nimeni nu știe nică, așa e? Păi tu prima ai spus că și pe data 10 trebuie să știi și la și oară și când și cum. Ești mai ceva ca Vanga. Îmi pare de mă că tu băzărești de huiat, știi ce-mi pare mie? Vanga, ni vanga. Am încercat omul să Nu în glumească și Spania, nu i-a mers. Moldova poate am stat, de unde știi că eu când am stat? Bună ziua la toți din grup. Eu urmăresc grupul ăsta de mulțișor, dar nu prea mă stăruie să dau explicații la toți, că nu știu, n-am idei și nu vorbesc mult. Dar mă uit aici, doamna Larisa, mă uit că te referi că toți sunt proști, dar tu nu te gândești că toți proști ești, ai să dai odată ochii ori la Madrid, ori la Moldova. Fii o leacă, o am femeie mai serioasă și ai în vedere că ai copil de 7 ani. Fii o leacă mai... Eu de când urmăresc grupul ăsta, pe mulți văd care vorbesc mult. Doamna Larisa, eu Eu vă îți ceartă. înțeleg, dar în cazul ăsta, eu nu sunt în vârstă tare, am 25 de ani, am fată Și de după 5 care ani. cineva bagă Eu niște ipoane înțeleg acolo tăte, cu dar în Doamne cazul ăsta... ajută. Oameni buni, trebuie de întrebat la ambasadă de văzut care e problema cu... Adică care e problema, cum se poate procura bilete. Vedeți, care spune că s-au anulat polițele de asigurare, care nu. E un haos total la noi în Moldova, la noi niciodată nu a fost. Concret, spui da sau nu și cu asta. Acum fac cine și vor, scot legi de care le trăsnește lor prin cap. Bun, în fine. Eu am așa o rugăminte și o urgență. Care pleacă în țară cu mașina, adică să hotărăști să meargă cu mașina în țară și au un loc, trebuie la o persoană urgent. Cuiva e decedat, o persoană apropiată și trebuie urgent să meargă în țară. În cel mai rău caz, mâine dimineață. E schip că Și n-are dacă ar cine fi să-l dorit îngroape cineva de prin acolo. sud, de pe la 2, Valencia, 3, Malaga, 8 și oameni o scât de orașul de pe voie acolo mai numai aproape, la Alicante, mormântare sau ce la aveți pe acolo mai cununie. aproape. Vă rog, care știe vreo Trebuie omul informație din și Spania să ducă veridică, la mormântare în 100% Moldova. mă contactați Cu mâine, mașina se pornește. poate și în privat.
Ok, mersi mult pentru înțelegere. Oamenii nu știu ce înseamnă 4.000 de kilometri. Gata, sfat, dacă suntem în săptămâna mare, nu mă împlesc de păcate, că așa sunt plină de păcate. Plină. Nu mă provocați la nebunii și la sfat și la să sude, să dați-mi pace să mă liniștesc. Am zis că oamenii sunt credincioși. Mulțumesc, ia și... Dragii mei, eu sunt de acord cu domnul care a spus mai sus, aveți de a vă trimite ceva replici, trimiți-vă, vă rog, fiecare în parte, în privat există așa ceva. Vă rog frumos, dați pace oamenilor să urmărească corect informația care este dispusă pentru a ști și aceeași oră și aceeași zi. Terminați cu replicile, într-adevăr, asta e o joacă de copii de la grădiniță. Mă scuzați de expresie. Doamna Larisa, nu am nicio pretenție în fața dumneavoastră, adică nu am cam pretenție, nu vă știu și nu mă știți, dar am o rugăminte. Vă rog frumos, cu așa vorbi și cu așa mesajă serioasă și mai ales din partea la o doamnă, păi eu vă spun că nimeni mi-e rușine, cinstit vă spun, dar dumneavoastră nu știu, dacă nu vă rușine, atunci dacă aveți ceva, transmiți în privat. Sunați-vă, cum ai spus acolo, la unul în cap, nu știu și, nu știu cum, treaba voastră. Grupul e făcut pentru oameni sănătoși și pentru o vorbă ca lumea, că suntem destui acasă la Moldova cât auzim. Dați să ne respectăm și să dăm dovadă că suntem o națiune deșteaptă, respectuoasă și sănătoasă, din toți punctele de vedere. Eu așa vă rog frumos, mai mult de astea să nu aud. Ca pe urmă zis că am o șterg din grup, că să așa și nu știu și nu știu cum. Lăsăm toate istoriile astea, am o fiecare are durerea lui, cum să ajungă acasă, lăsați voi prostiile astea. Ca și ala așa, ca și ala așa. N-ați mâncat, n-ați păscut buboșii, porcii împreună, n-ați dormit într-un pat, așa că... Vă rog frumos eu, din partea mea. Un fel de moderator acolo, probabil. Bravo. Deci Andrei Cocieri pe 11 aprilie nu va fi niciun meeting, dar boala s-ar putea să nu fi ajuns încă la vârful epidemiei. Deci o să continue să crească numărul de îmbolnăviri și de morți după 11 aprilie, după Paște încă. Înspre Paștele Blajenilor abia dacă o să înceapă a scădea. Și asta tot nu o să însemne că de la Blajeni o să puteți ieși din casă. Dacă o să vă abțineți de la slujba de înviere, dacă o să vă abțineți de mers la țintirim pe Paștele Blajenilor, în vară, mai, avem chip să scăpăm de pandemia asta. Dacă nu, o să fiți tare credincioși, de Doamne ferește. S-ar putea să umplem cimitirile și să facem blajenii tot anul, tot să ținem cu pandemia asta până la strânsul roadei. Fedora Mitrofan ne informează. Domnule Oleg, aceștia care sunt cu pașapoarte biometrice în Europa și au trecut de termenul deja, ce sfaturi le dați? Dar v-a spus încă de 3 săptămâni și Maia Sandu și deputata ei din diaspora și v-a spus și autoritățile de pe loc. Înțeleg că poate nu știți limbile străine. V-au spus că totul îngheață, nu aveți de plătit nici chiria acum urgent, nu vă dă nimeni afară, nu vă obligă să plătiți gazul, curentul și chestii, nu vă mai întreabă nimeni de pașaport. E stare de urgență. Zbagoina, stați în casă. Deci sfatul meu e să stați în casă, dacă puteți. Dacă îmi permiteți să mă adresez la toți, vă rog, stați lume în casă. A, poftim, Alina Cojocari spune același lucru. Stați în casă că acest COVID nu-i glumă. La mine verișoara lucrează în spital în Italia. Și credeți-mă că mi-a zis, acum suntem ca la război. Eu am 3 copilași minori și mare dorință să mă întorc acasă, dar rămân aici unde sunt. Bravo, Alina Cojocari, iată un sfat bun din diaspora, nu știu, verișoara ei lucrează în Italia, dar ea nu știu unde, în ce țară anume. Poate a scris mai devreme, dar n-am fost atent. Cam atât a fost. O să mai intru în direct, poate și mâine. Azi mă duc să mă odihnesc, să mă mai pregătesc pentru săptămâna viitoare. Ați văzut în fiecare seară, am proiectul cela verde în față. Sper că vii interesant, îl găsiți și pe YouTube și pe Facebook. Dar mâine s-ar putea să intru pe la amiază cu o discuție, să știu, vă mai provoc la vreo
temă. Am văzut că nu prea ați reacționat la ideea mea cu crematoriu și nici nu prea v-a deranjat că spitalele fac chetă, adună bani ca să facă biserică, dar asta e soarta pe care ne-o asumăm împreună. Eu mă împotrivesc, voi tolerați și la urmă numărăm bolnavii și morții. Noroc!